Pasagerii cărora le-au fost suspendate zborurile operate de Air Moldova pot cere rambursarea banilor în decurs de 7 zile. În cazul în care întâmpină dificultăți sau li se refuză restituirea costurilor, ei sunt îndemnați să ceară ajutorul autorității aeronautice civile. Ministrul infrastructurii Lilia Dabija a declarat că operatorul aerian a încălcat legea de mai multe ori, folosind practici neloiale atunci când a vândut biletele la prețuri promoționale. Amintim că ieri Air Moldova a anunțat că suspendă toate zborurile pe o perioadă nedeterminată și a depus în instanță o cerere prin care a cerut aprobarea restructurării accelerate a companiei. Colegii mei la Autoritatea Aeronautică Civilă au emis prescripții în adresa Air Moldova în repetate rânduri. Una dintre aceste prescripții prevedea că adâncimea vânzării biletelor de către Air Moldova să nu fie pe o perioadă mai mare de 6 luni. Iată, obiectivul acestei prescripții este de a proteja interesele consumatorilor. Vedem că durata sau vânzarea respectivă nu a fost respectată de Air Moldova. În acest caz au intervenit colegii mei de la Autoritatea Aeronautică Civilă săptămâna trecută, când au finisat procedura de control, inclusiv au aplicat sancțiunile prevăzute de codul contravențional pentru utilizarea de practici neloiale în contractele cu consumatorii.